Die Daunen sind am schönsten. Opa, oh! Ninja! Watashi wa ninja des! Oh! Hast dich jetzt. Ja, oh! Der hat auch drin! Achasse da! Viel Spaß! Vorsicht! Bine v-am regăsit la un nou vlog pe canalul nostru de YouTube. Ho, ho, ho! Intrăm încet, încet așa în atmosfera de Crăciun și am vrut. Începem direct. Har coreano. Ne-am mâncat la un șoifele in brot. Șoifele, link în descriere ce înseamnă șoifele sau așa arată șoifele. Toată chestia asta ți-o taie, ți-o pune în pâine cu salată. Și o pâine faină ce am dat. Mega, mega. Pe lângă chestia asta o să vedem ce au oamenii ăștia pe aici. O să ne încălțim la foc cu șnaps, bere, mâncare bună de pe grill. Wow. Și iară langoș. Tot ce e altfel la Banach Smart din Fâr este un Banach Smart medieval. Hai să ne bem și napsul. Să mergem să vă arăt Banach Smart cu șamilor. Jamilor, chei de crană. Și s-a pus și ploaia, ce ne bucurăm. Aștept. Bun, jamilor, la acest Banach Fest găsiți tot ce vă trece prin cap de mâncat. În comparație cu cel mai mare Banach Fest din Germania, care se află în Nuremberg, acesta este unul mijlociu, aș spune eu. Găsiți foarte, foarte multe lucruri de mână făcute. Gata! Gata! Cu zgârciții nu vorbesc. Jamilor, dacă veniți aici în Fürth, la Banach Smart, dar nu numai aici în Fürth, dar orice Banach Smart din Germania, în principiu găsiți aceleași lucruri. Decorațiuni, chestii făcute de mână. Poate muși. Nu scurcită. Îndarnică. Wow. Cât ai tamponul? Mai vrei? Nu mai vreau, mâncă tu. Trecut am fost în Turcia de Crăciun, anul acesta vom rămâne aici, de aceea o să vă arătăm puțin piața aceasta. N-am vrut să venim seara, seara este mult mai frumos, sunt toate luminile aprinse, peste tot foc, iar piața noastră de Crăciun, jamilor, este o piață medievală. Jam, să vă arăt cât ai pe la standuri, fără comentarii, fără nimica, jam, muzică. Ah.
Aici se distrează lumea, să bea și să fumeze, să distrează. Mega, mega fain. Jamilor, și de aici intrăm în Mittelalt Markt. În Marktul medieval. Medieval, jumate, jumate. Wow. Direct, v-am băgat pe film, nu? Când vine jamul cu așa ceva. Wow, și cum e sculptat. Cu păr nu vreau, că eu nu am păr. Vă țin pe rucsac. Baby, ce zici de așa ceva? În care bei berea. Direct ca torte simți. Ceamilor, că e niște haine medievale. Sau un scaun din ăsta nu ar plăcea. Ia să vedem cum stai pe el. Wow, un scaun din ăsta la grădină, cum ar merge? Bine v-am regăsit la un nou vlog pe canalul nostru de YouTube. Cezar spune, decapitează. Cap jos. Dacă faci zaț, treci la zaț. Ce ai făcut, mămăie? Asta e de... Ce pot să fac pentru voi? Bunca și gluga și căciulă, nu se vede. Hai să vă spun un secret. Am auzit despre alt YouTuber ce-a făcut. Am niște prieteni care fac și ei. Hai să vă povestesc tot dacă îmi dați ceva. Niște like-uri, un subscribe. Că bași prea tare Vinax Mark, îți iei năniță. O cafea direct de la vrăjitoare. Jamilor, de adevărat. Wir bin hier ausgelacht, aber nehmen wir Hexe mehr Respekt nicht. Es tut mir leid. Unbedingt, ne? Könnten Sie hat mir schon gesagt, mal schauen, ob ich sie wecken kann. Könnten Sie bitte einmal simsalabim meine Kaffee? Simsalabim, ja, das kriegen wir hin. Wenn der da irgendwo eine Kröte rum ist, quark, quark, dann ihr. Wir wollen beim Zauber bleiben, ne? Passt, ne? Das war super so. Danke schön. Și unde e cel mai bine să bei o cafea de la o vrăjitoare decât la un foc, Jean? Să viking, vikinga, Peter. după ce ai băut un vikinga, după aia o să fie mai greu să ne înțelegem în limba noastră de vikingi. Șamilor, cam așa bine făcut. Ați văzut că a pus fără număr, că mă știe, e de la mine din satul de vikingi. Baby? Direct aici sus. Bun, dacă n-ar ploua, ați putea sta și aici, Jamilor, la un foc. Sau hai să mergem la muzică. Mega tare, Jamilor. Peste tot și dacă plouă și dacă ninge și dacă este frig, de obicei, având în vedere că suntem în decembrie, găsești un loc cu foc unde poți să stai, să te ciluiești, să bei ceva călduț, aromatizat. Hai să vă arăt ce muzică cântă aici, deși auziți, să vă arăt cine cântă. Thank you.
latura asta de viking. Este ceva tăriu, apă caldă, miere, lămâie, miere și niște cuișoare. Genială. Nu știu dacă chiar vikingii beau așa ceva. De obicei, vikingii, din ce știu eu, beau multă bere și vin. Nu știu ce beau ei iarna, dar cred că și iarna își dădeau tot cu bere. Dar trebuie să te încălzește, cred că făceau așa apă caldă cu lămâie. Cred. În orice caz, genial. 4 euro o cană de genul ăsta, la foc, relaxing. Cum ajungeți aici, jamilor, nu trebuie să mai vă spun. Găsiți tot pe Google. Locul ăsta se află în Hârt și data vi-o pun acum, chiar acum jos. Între data asta și începutul Crăciunului se întâmplă toată chestia. Jamilor, imaginați-vă aici seara, în jurul focului, cu prietenii, ce tare să te aduni, să bei o băutură din asta vikingărească, care de fapt e de la daci, și să te ciluiești puțin la foc, cu săpadă, chestii, cu blana pe spate, cu maimuța în față. Hai să vedem ce mai are marketul ăsta de oferit și după aia să ne luăm la revedere. Uite cum e pe jos. Cel mai bine e să veniți aici cu niște papuci, în sandale, cel mai bine. Să veniți în sandale, că e grav. Chestia asta nu e mare, jamilor, e foarte mică. N-am desca. O parte din tot acest market este medieval, iar cealaltă jumătate este normal. Oameni normali care, da, se uită ciudat în toate părțile. N-am mai văzut oameni care vorbesc de unii singuri. Deși toată lumea credea că Germania este o țară în care toată lumea este liberă. Nu este chiar așa. Ca să simțim de adevărat acest Weihnachtsmarkt, ne-am băgat și la un vin alb fiert. Nebunie, are miros de miere, puțin scorțișoară. Arată ceva de genul ăsta. Bombă. Bombă. Jamilor, un vin costă undeva la 4 euro, o bere la 3,50 euro, un schnaps undeva la 3 euro. Jamilor, v-am adus și aici. Dacă vreți să veniți, dați un comentariu, spuneți-le. Fumată. Nu știm dacă vom posta în perioada sărbătorilor, de aceea v-am luat pe portofel și până pe data viitoare. Când va fi? Dacă nu, la mulți ani, Crăciun fericit, toate cele bune. Jamilor.